Astăzi vom vizita un alt castel din 1432. Nu se vorbește prea multe despre acest castel, din câte am văzut pe internet, spune doar că ar fi fost ceva biserică, dar sunt doar păreri, nu-i nimic sigur. Aici e un copac care a crescut chiar în, pe aici, pe casă, cu rădăcinile fixe aici în colț. Deci după structură pare a fi o biserică. Acoperișul a fost distrus. Da, se vede și o cruce acolo. Barbar capele. O să urcăm acum aici în turn. Am ajuns sus, în vârful turnului. Super frumos, se vede foarte frumos de aici. De acolo am venit. Și aici se vede intrarea bisericii sau... Se spune despre această curte că într-un timp se făcea piața aici. Dar după ultimul război s-a anulat tot, s-a uitat totul. Intrarea e foarte mică.
Scările au fost făcute mai târziu. Destul de înalt turnul. Nu știu cu ce urcau ei atunci. Că scările astea au fost făcute mult mai târziu. Și aici mai este o intrare. Interesant castelul, merită o dată vizitat.